Sfântul mucenic Platon s-a născut în Ancira, Galatia, adică Ankara de astăzi, într-o familie creștină. În perioada în care a trăit, creștinii nu erau tolerați. Creștinismul era o religie interzisă în Imperiu, deoarece, prin recunoașterea unui singur Dumnezeu, creștinii refuzau să cinstească zeii păgâni din panteonul greco-roman, adică pe zeii patriei. Acest gest al lor nu era de înțeles pentru populația păgână într-o vreme în care cinstirea zeilor era o datorie publică. Creștinii însă, deși cetățeni fideli ai Imperiului, nu puteau trece peste adevărul credinței lor, descoperit de Iisus Hristos, acela că există un singur Dumnezeu în treime care merită închinarea noastră. Mai mult, credeau romanii, zeii păgâni, ființe capricioase, erau mâniați de creștini și se răzbunau pe întreaga populație. De aceea, de cele mai multe ori, când existau calamități, creștinii erau învinuiți. Tânărul creștin Platon s-a făcut remarcat prin zelul și curajul cu care mărturisea propria credință. A fost arestat și adus în fața judecătorului Agripin. Acest judecător mai este amintit și în viețile altor sfinți martiri, precum Clement din Ancira, Eustoche, Gaian și cei dinpreună cu ei. De asemenea, prezența acestui nume, Agripin, dă posibilitatea să cunoaștem împărații în timpul cărora a avut loc persecuția, deoarece acest judecător a condamnat și executat creștini în timpul împăraților Diocletian și Maximian. Platon a fost interogat și torturat în încercarea de a-l determina să se lepede de Hristos. Nu doar că a îndurat lucid chinurile, dar pe tot timpul lor a învățat prin cuvânt pe cei care îl chinuiau despre iraționalitatea închinării la idol și a uciderii oamenilor care refuzau această închinare. A fost în cele din urmă dus în afara cetății și a fost decapitat. Creștinii au luat în ascuns trupul său și l-au îngropat cu cinste. Sfântul Platon a mai avut un frate care a mărturisit și el prin martiriu, anume Sfântul Antioh. Împăratul Justinian a ridicat o biserică în Constantinopol în cinstea Sfântului Platon, în care au fost aduse și o parte din sfintele sale moaște. Altă parte a rămas la Ancira, cetatea sa de naștere.